Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, o ediție specială. Îi avem în studioul nostru pe cei trei absolvenți de la HDU care au luat 10 la bacalaureat. Este vorba despre Andreea Nica, Mădălina Popescu și Petruț Dinu, cu care discutăm în continuare, după ce am aflat în prima parte a emisiunii, cum a fost examenul, ce pasiune au și multe alte amănunte legate de ce se află în spatele acestor performanțe, cum a fost, să zicem, perioada asta de liceu din punctul acesta de vedere. Vreau să vă întreb și chiar înainte de a intra în direct, lansăm o discuție legată de subiecte de corectură și așa mai departe. Ieri am fost la HDU, printre altele, da, că am fost la mai multe licee, colegul meu, să surprindem reacții din partea colegilor, da? Și foarte mulți care erau, așteptau să depună contestații. Eu la HDU n-am văzut de mulți ani așa ceva. Deși în continuare HDU ține, iată, primul loc în județ, este pe primul loc și de această dată, 100% elevi promovați, candidați promovați, cu medii, cele mai mari medii din județ, ca unitate de învățământ, dar foarte mulți care, luând note ridicate, și care totuși s-au dus să depună contestații. Mie mi s-a părut ceva foarte ciudat. De asemenea, nu dau un nume, dar și de la inspectoratul școlar am primit niște reacții prin care, nu știu, domnule, s-a creat așa o supoziție că au fost foarte duri profesorii corectori ai voștri. La voi, câtă duritate să fi avut, nu avea cum, ce să mai... Au fost, poate au fost excedenți, poate au zis, domnule, nu pot să dau 10, hai să dau 9,90, dar hai să dau 10 până, nu știu. Dar, nu știu, ați mai vorbit cu colegi de-ai voștri care, domnule, nu-mi explic de ce, atât și nu mai mult. Nu, n-ați avut. Nu. Dar voi cum vă explicați așa? Că au fost foarte mulți colegi de-ai voștri care au avut note mari, adică nu erau la limită, zici că n-au... Dar... care au spus, domnule, că nu se poate, la fel la istorie sau la... și la matematică am văzut care depuneau. Probabil pentru și la romane, la română, da. Probabil pentru că munca depusă este foarte mare, pentru că pui foarte mult suflet în ceea ce faci, pentru că ai alte așteptări după discuțiile cu profesorii și după consultarea baremului și atunci nota te dezamăgește și este alegerea ta să o contești. Acum fiecare om trebuie să-și asume, pentru că sunt și niște reguli care s-au schimbat. Anul acesta notele la contestație vor fi acceptate, vor fi trecute ca finale, indiferent de diferența da. Între nota inițială și nota de după contestații. Și atunci riscul este mare. Și avantajele sunt mari, atâta timp cât știi că dacă ai luat 9,70 și tu ai făcut o lucrare perfectă, poate fi 10. Da, corect. E cu duș întors. Fiecare om știe mai bine ce a făcut, ce a scris pe lucrare și atunci este alegerea lui. Mai departe, tu, Petruț, pe unde vei dori? Eu voi studia în continuare literatură, filozofie, cultură. Îmi doresc foarte mult să le corelez, să studiez despre arte, despre sculpturi, picturi, despre muzică. Și atunci încerc să... cuprind niște programe care să mă ajute să le îmbin pe toate. La facultate voi merge la litere, probabil, și o voi însoți tot timpul cu filozofia. Da, drăguț. Andreea? Eu vreau să studiez cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii. Deoarece, de ce Politehnică? Pentru că îmbină pasiunea mea pentru matematică cu o altă materie care mie îmi place foarte mult, informatica, și îmi doresc să merg pe drumul acesta cu a științelor exacte, a matematicii, al problemelor, al rezolvărilor. Ce te vezi în carieră? Nu cred că pot să spun momentan ce mă văd în carieră. Ce ți-ar plăcea să devii? În ce domeniu îmi dorești să faci carieră? Acesta al informaticii, nu știu, vreau să găsesc ceva să mă valorifice la maxim, să-mi valorific și creativitatea și cunoștințele din sfera aceasta exactă. Încă nu știu exact, dar alegerea facultății, alegerea Politehnicii este primul pas în a
ajunge unde vreau să fiu, chiar dacă nu știu exact, nu mi-am conturat exact acel loc. Da, pe Madalina m-a întrebat-o și data trecută, știm și acum este deja... Da, numai pe... Mă întreb, domnul director, dacă doriți să interveniți, sunați pe numărul de fix al nostru. Mulțumim, domnul director. Ca de obicei, domnul Banu dorește să intervină într-o emisiune de acest gen și... Sau să-l sunăm noi, dacă nu poate suna dânsul pe fix. Bun. Tu deja ești... Când te duci să te înscrii? Pe data de 12. Da, săptămâna viitoare. Da. Da, săptămâna viitoare dau profesori examen. Titularizare. Da. Niciunul nu este mai... Poate că tu, așa, ai dori să devii cadru didactic? Da. Aș dori să predau la universitate, asta mi-aș dori să fac. Tot pe domeniul. Dar de ce numai de un universitar și nu ăsta preuniversitar? Păi asta am zis, că aș vrea la universitate. Păi nu, predau. Păi asta zic, vrei să predai la universitate. Da. Dar de ce mediul universitar și nu preuniversitar? Păi nu, cred că mi-ar plăcea și la liceu, de exemplu. Da? Mai jos n-aș coboră, pentru că am tendința să complic puțin lucrurile și să vorbesc despre lucruri mai complicate și atunci nu știu dacă aș reuși să explic atât de bine lucruri, noțiuni generale. Bun. Ați reușit, domn director? Bună ziua! Bună ziua, domn director! Uite că am reușit de... Dragul copiilor, nici n-am văzut că acolo scrie SMS pe... Da, eu vedeam, am recunoscut numărul și am zis-o direct, ca să nu mai, că și așa nu mai avem mult timp la dispoziție. Asta da, este. Deci numai un pic pentru telespectatori să și precizăm. Este vorba despre domnul director Ionel Banu, directorul Colegiului Național Bogdan Petricic HD. Vă felicit, da? Transmiteți mai departe felicitările noastre pentru, iată, nu știu câtele ani pe primul loc în județ. Vă mulțumim, o să transmit colegilor și celorlalți copii din școală, pentru că au în fața lor încă o dată o mare performanță, pe care HD-ul o dăruiește ca întotdeauna Buzăului, părinților, copiilor, familiilor și așa mai departe. Sunt momente în care te umplu de respect elevii pe care îi ai, știut fiind faptul că întotdeauna se raportează la școală ca la o instituție extrem de valoroasă, dorind ei la rândul lor să-și arate valoare. De asta le spun de la început să veniți, dragilor, mâine la școală, vă așteaptă diplomele de merit, le-am scris, le-am semnat de astăzi, sunt... ilustrarea sau încă o confirmare a valorii voastre. Să păstrați în timp aceste lucruri pentru că sunt valoroase și să știți că le meritați cu prisosință. De unde vin rezultatele acestor copii teribili ai HD-ului? Eu cred că dintr-o cultură aparte și din respect. Este vorba de ceea ce acumulează ei în timp, spuneau deopotrivă și Andreea și Petrus lucrul acesta, o cultură a valorii, o cultură a performanței pe care o înțeleg foarte bine și apoi, din respect pentru ei, în primul rând, pentru școală, pentru familie, pentru profesorii care îi pregătesc și, bineînțeles, pentru colegii din jur, pentru că ei nu intră în concurență neapărat cu ceilalți, ci doar vor să-și dovedească valoarea. În momentul în care reușești, trebuie să fii cu atât mai fericit tu ca profesor, tu ca familie, tu ca și coleg al celor care au reușit. Este o vreme în care spun, eu știu, unii autosuficienți a zice că notele sunt simple cifre. Nu. Notele afirmă și confirmă, după părerea mea, valoarea. Iar la HD-ul valoarea este intrinsecă. Să știți, dragilor, că întotdeauna v-am respectat pentru ceea ce ați dobândit pentru această școală. De aceea vă felicit încă o dată, iar împreună cu colegii mei vă aștept să veniți și în postura aceea de studenți, convins fiind că o să reușiți și acolo foarte bine. Felicitări încă o dată, mulțumesc pentru emisiune Campus TV. Mulțumesc, Mihai, bună ziua. Nu sunt supărat că nu s-a spus de la început că da, sesizat. Sunt de la HD-ul. Recunoașteți că ați sesizat.
Recunoști. Am sesizat, înțeles. A sesizat că nu am sesizat, să zic. Mi-am spus că e bine că... Nu n-a fost cu intenție oricum. Pentru că ei oricum sunt cunoscuți. Da. Cu drag, cu mare drag oricând, știți foarte bine. La revedere. Colaborăm în continuare. Sănătate numai bună. Mulțumim și felicitări, copii. Da, la asta nu mă așteptam. Chiar n-a fost... Deci diplome de merit. Da? Mâine să merge să le... să vi le mâneze. Mulțumim și noi, domnului director, pentru intervenție și pentru surpriza făcută celor trei invitați de mine, cu care discutăm așa pe final de emisiune. Știu că tu nu dorești să pleci în străinătate, nu? Nu. Nu, așa, am lămurit de data trecută. Andreea, te-ar tenta la un moment dat să... Am perspectiva unui master în străinătate, însă nu sunt sigură dacă după aceea voi rămâne acolo sau voi rămâne în țară. Încă nu... Master în? Depinde ce să vreau atunci, încă nu știu exact, depinde pe ce o să vreau să mă specializez. Am înțeles. Petruț? Eu poate pentru niște studii de scurtă durată, pentru niște cursuri, da, aș merge, dar nu foarte mult și cu siguranță n-aș rămâne în străinătate, pentru că iubesc foarte mult țara asta și vreau să lucrez și să muncesc pentru ea, material și spiritual. Voi... ca și alți tineri pe care i-am promovat de-a lungul anilor în emisiuni, reprezentați modele. Chiar dacă nu realizați acest lucru, chiar dacă nu vă propuneți să deveniți modele, nu sunteți nici vedete, nu sunteți persoane foarte cunoscute, sunteți persoane promovate în momentul de față pentru valoarea voastră. Dar voi reprezentați niște modele pentru cei care poate în momentul de față nu că nu au reușit, că cei care nu au reușit înseamnă că au și încercat. Sunt unii care nu prea încearcă și care lasă foarte mult garda jos. Nu e momentul să intrăm în să zicem, în critici de genul acesta. Dar bănesc că vedeți și voi o realitate a zilelor noastre. Ce sfaturi ați avea pentru cei care au așa o atitudine asta așa mai delăsătoare și sunt de vârstă cu voi sau sunt generațiile care urmează să vină și care acum, uite, îi pășesc pe băncile liceului și așa mai departe. Andreea? Să încerce, în primul rând, pentru că, cel puțin la matematică, știu că este un oarecare refuz. Dacă știi că nu ți-ai toată, te lași bătut și cu cât refuz să încerci, cu atât o să ți se pare din ce în ce mai greu. Și cred că să încerce prima oară și să încerce să descopere cât mai multe lucruri deodată, pentru că niciodată nu știi ce lucruri o să te atragă, unde o să-ți găsești pasiunile. Și nu vorbesc neapărat de mediul școlar, ci liceul ca instituție se oferă foarte multe oportunități, de la concursuri de debate, la cluburi de teatru, cel puțin la HD-ul. Și ar trebui să fie foarte sigur că munca pe care o depun într-o anumită direcție mereu îi va ajuta și îi va împlini ca persoane. Dacă ar fi să-i mulțumești, cu ea ai mulțumit? Gata, e partea de mulțumire acum la final. Tuturor profesorilor le-aș mulțumi. Le-aș mulțumi și profesorilor din generală care au crezut în mine și care m-au încurajat. Le-aș mulțumi părinților care m-au sprijinit, prietenilor, tuturor persoanelor care au contribuit, m-au susținut. Mi-au dat un zâmbet, o vorbă bună atunci când am avut nevoie de ea. Madalina, foarte pe scurt, sfat, după aceea mulțumim. În primul rând, i-aș sfătui pe tineri să încerce să le pese de ceea ce se întâmplă în jurul, să fie activi, să se implice în cât mai multe acțiuni de voluntariat, în cât mai multe activități, iar la HJU sunt foarte multe activități în care se pot implica. Avem un grup 3.14 unde pot deveni membri și să încerce, așa cum a spus și Andreea. Cu ei mulțumești și la final de emisiune. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc profesorilor, pentru că am avut norocul să găsesc, să învăț de la cadre didactice excepționale, în care am găsit mai ales oameni extraordinari cu o profunzime sufletească pe care rar o găsești în oameni în zilele noastre. Deci mulțumim părinților pentru că mi-au fost alături la fiecare pas și m-au susținut
la fiecare olimpiadă, la fiecare concurs și la fiecare, în fiecare moment important din viața mea și în rolul prietenilor. Petrus. Din punctul meu de vedere, paradoxul societății de astăzi vine din faptul că sunt puțini care știu foarte multe lucruri și care au impresia că nu știu nimic. Pe când cei foarte mulți, superiori numerici, au impresia că știu foarte mult știind de fapt nimic. Și atunci, fiind numeroși, încearcă să inverseze valorile. Eu le urez tinerilor și sfătuiesc să fie inteligenți, să caute, să nu accepte totul, să caute întotdeauna să aducă contraargumente și să găsească adevărul în acest fel și mai ales să fie nu de partea celor care se răzvrătesc, ci de partea celor care gândesc. Costă mult mai puțin. De mulțumit? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin el le-am primit pe toate. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezență, pentru faptul că ne-ați oferit aproape o oră de lecție de viață. O lecție de viață așa rezumată într-o ediție specială. Vă mulțumesc, felicitări încă o dată, mult succes în tot ceea ce faceți și să ajungeți acolo unde vă doriți. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit, felicitări tuturor celor care au trecut cu bine și mulțumiți de examenul de maturitate. Le mulțumim celor care ne-au urmărit așadar și cărora le spun să rămână aici pe Campus TV. Avem în câteva momente o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului. Magda Ionescu vă așteaptă. Numai bine, la revedere!